pornim ușor mai greu, dar eu vă propun să începem. Din fericire, în acest an, lucrările conferinței noastre anuale ale Asociației Române de Științe Penale se desfășoară în sediul Universității Român-Americane prin bunăvoința conducerii acestei universități și mă bucur că îl avem alături de noi pe rectorul acestei prestigioase universități, domnul profesor universitar Dr. Costel Mendicea. Conferința noastră nu este o premieră, nu este... Noi am poziționat-o și am spus ediția a doua, datorită faptului că la sugestia rectorului Universității Alessandru Ioan Cuza din Iași, unde s-a ținut anul trecut conferința noastră anuală, domnia sa a propus și noi am fost de acord ca aceasta să se numească Vespasian Pela în cinstea unuia dintre cei mai mari penaliști pe care i-am avut și care cândva a fost în jurul anilor 1958-1965, cam pe acolo, a fost singurul președinte român al Asociației Internaționale de Drept Penal. Dar, practic, noi desfășurăm această conferință națională în fiecare an, începând cel puțin cu anul 2011 și ne propunem cu acest prilej să supunem dezbatere noastră și implicit să o aducem la cunoștința opiniei publice cele mai stringente probleme cu care se confruntă știința dreptului penal, atât la nivel național cât și internațional. Și sub acest aspect, cu mare bucurie și mândrie vă anunț ca de fiecare dată, începând din aceeași perioadă, noi ne bucurăm de participarea conducerii Asociației Internaționale de Drept Penal. Domniile lor au venit cel puțin o dată în fiecare an în acești 12 ani în România să ne sprijine în activitatea noastră. Ba dimpotrivă, în 2013 au avut bunăvoința și au acceptat să organizeze în România o conferință regională a Asociației Internaționale de Drept Penal și în 2016 a doua conferință mondială de drept penal a IDP-ului privind protecția penală a mediului înconjurător, pentru că în acest an, în iunie, în premieră, să organizeze la București Asociația Internațională de Drept Penal cel de-al doilea coloviu internațional pregătitor al celui de-al 26-lea congres al Asociației Internaționale de Drept Penal, care va avea loc la Paris cu tema inteligența artificială și justiția penală. Și ca atare n-aș vrea să începem propriu-zis până nu salut prezența și le mulțumesc încă o dată președintelui în exercițiu al Asociației Internaționale, profesor John Gerber, și în aceeași măsură domnului profesor José Luis de la Cuesta, fostul nostru președinte al Asociației Internaționale de Drept Penal și președinte de onoare al acestei prestigioase Asociații Internaționale de profil la nivel mondial și care numără aproximativ 45 de țări membre. Bună ziua, mulțumesc frumos pentru prezentare. Mai întâi, dacă o să-mi permiteți, am să spun câteva cuvinte în limba engleză, să explic un pic contextul, astfel încât să înțeleagă și oaspeții noștri, contextul vizitei dumnealor aici. So, if you allow to me, I'll explain a little bit, I'll present the fact that the presence of our special guest today in Romania and here at this conference, it's only a step in a cooperation which started last year with the conference in Rome, where the Romanian Association of Criminal Law was a partner of that conference organized by Manipal Jaipur University and Forensic Science Italy. At that moment, the President Duvac has an intervention there and participated as a president of the Romanian Association of Criminal Law. We have a book of the conference, and thank you so much for accepting that partnership. And also, thank you so much for inviting us
today. It's a great opportunity to meet each other in person, not only online. So as concerned my presentation today, I will speak Romanian, but I've noticed that it's a topic of general interest since the presentation of the President Vervale has a related topic, the impact of EU law on national criminal procedures. So it proves that it's a very important topic and of general interest in Romania and also in other countries of the European Union. Ce am intenționat noi cu această cercetare? De fapt, am să spun câteva elemente de context de asemenea și câteva chestiuni metodologice. Pentru că cercetarea e destul de amplă, este foarte amplu materialul, sigur că nu o să stau să-l prezint în detaliu, presupun că va exista și, ca întotdeauna, domnul profesor Duvac are grijă ca prezentările noastre să fie publicate și are grijă să ne dea apoi și cărțile și mulțumesc tare mult pentru toate materialele pe care ne-a spus și volumele pe care ni le-a spus la dispoziție, inclusiv pentru grija față de invitații noștri, ca acestea să fie în limba engleză. Și de asemenea lucrarea noastră, lucrarea mea împreună cu domnul profesor Tudorel Toader, de fapt este o parte a unei cercetări mai ample desfășurate în cadrul unui proiect european care privește viitorul Uniunii Europene și întrebarea dacă va fi o Europa, un stat federal sau, eu știu, o altă formă de organizare. Vom vedea ce spun și ceilalți cercetători pe baza elementelor punctuale pe care le vor studia. Și în acest cadru, una dintre problemele abordate, sigur, având în vedere și principal prezența domnului profesor Tudorel Toader în acest proiect, vizează și evoluția dreptului penal european. Iar partea aceasta de cercetare, de fapt, ce am urmărit? Am luat ca și chestiune metodologică. Am extras toate deciziile de admitere pe care Curtea Constituțională le-a pronunțat cu privire la codul penal de-a lungul timpului, sigur, cu cele două etape, vechiul și noul cod penal, și am urmărit la fiecare dintre aceste decizii în ce măsură dreptul european, să-i spunem în sens larg, a influențat motivarea Curții Constituționale. De ce spun în sens larg? Pentru că, sigur, ne-am uitat și la influența pe care a exercitat-o Consiliul Europei, dacă este să avem în vedere Convenția pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale și modalitatea în care ea a fost interpretată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, iar pe de altă parte, sigur, după aderarea la Uniunea Europeană, în ce măsură normele de drept al Uniunii Europene au influențat și jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, a influențat deciziile Curții Constituționale. Pentru că, pe de o parte, în acest mod am văzut cum au fost valorificate și vedem, arătăm cum sunt valorificate și dispozițiile articolului 20, respectiv 148 din Constituție, privind interpretarea în concordanță, inclusiv a Constituției, cu tratatele internaționale în materia drepturilor omului la care România este parte, respectiv prevederile din articolul 148, care, sigur, ne impun prioritatea dreptului Uniunii Europene atunci când este în contradicție cu dreptul Uniunii Europene, a regulilor obligatorii din dreptul Uniunii Europene atunci când sunt în conflict cu normele interne. Aceasta pe de o parte, iar pe de altă parte, sigur că este relevant acest examen de jurisprudență pentru că deciziile Curții Constituționale sunt, cum știm, de general obligatorii și este clar că ele modelează în continuu dreptul intern, deci dreptul penal, în cazul nostru codul penal, pentru că pe aici am fost concentrați să analizăm în mod special, sigur că putem să ne extindem și pe codul de procedură penală, dar acolo cred că ar fi și mai amplu examenul de jurisprudență, pentru că, așa cum știm, sunt mult mai multe decizii de admitere pronunțate în materie procedural-penală. Și analizând aceste, în ceea ce privește jurisprudența pronunțată cu privire la codul penal, vechiul cod penal, ca să-i spun așa, cu o caracterizare generală,
am constatat că deciziile Curții Constituționale de regulă se referă mai mult la, se referă la Constituția României, standardele constituționale și multe dintre decizii, mai ales cele de pe la începuturile curții din primii ani, din primii 10 ani, să spunem, activitate, de fapt au constituit așa o provocare să adaptăm instituțiile penale noului cadru constituțional, pentru că vechiul cod penal a fost adoptat înainte de actuala Constituție și apoi a fost receptat în ordinea juridică internă. Și atunci o seamă întreagă de instituții, dacă ar fi să ne gândim numai la dreptul de proprietate și avutul obștesc și alte noțiuni care, mă rog, nu-și mai găseau locul în ordinea juridică după adoptarea Constituției din 1991, au fost interpretate sau eliminate prin jurisprudența Curții Constituționale. Am identificat în deciziile de admitere din acea perioadă trei decizii în care Curtea Constituțională procedează la valorificarea dreptului european, de fapt a Convenției pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale și a hotărârilor pe care Curtea Europeană a Drepturilor Omului le-a pronunțat. Dintre aceasta, cea mai relevantă și este de notorietate, este decizia prin care practic s-a realizat dezincriminarea relațiilor între persoane de același sex liber consimțite. E relevantă această decizie cu atât mai mult cu cât a fost pronunțată imediat după ce noi am aderat la Convenția pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale și motivarea făcută atunci în considerentele aceleiași decizii a rămas așa, ca un punct de referință, pentru că acolo s-a spus că odată ce am devenit parte la Convenție, standardele care sunt fixate acolo, sunt obligatorii pentru noi și trebuie să le urmărim întocmai. Să nu uităm că la acel moment nu era revizuită, era redactarea inițială a articolului 20 din Constituție, redactarea din 91, unde exista necondiționat prioritatea standardelor internaționale de protecție. Abia în 2003, când s-a modificat Constituția, s-a introdus acea dispoziție în articolul 20, care spune că da, standardele internaționale, cu excepția situațiilor în care Constituția sau legile interne cuprind dispoziții mai favorabile. E, și asta a permis curții ulterior să tot verifice care standardele și sunt o seamă de decizii, nu în materie, neapărat în materie penală, dar în care curtea stabilește că standardele noastre sunt mai înalte, standardele interne. Relevantă pentru influența inclusiv a dreptului Uniunii Europene asupra dreptului, asupra codului penal, este perioada noului cod penal. De fapt, dacă stăm și analizăm și o parte din acest studiu privește mecanismul de cooperare și verificare. Am luat fiecare raport și am văzut ce s-a spus acolo legat și de expunerea de motive a noului cod penal, în care se spune clar care a fost resortul adoptării acestui nou cod, adică alinierea la aceste standarde ale Uniunii Europene. Și apoi fiecare raport e așa ca o hartă a ce s-a întâmplat de la momentul în care s-a inițiat codul penal și până la momentul în care s-a, și nu numai până la momentul la care el a intrat în vigoare și s-a pus în aplicare, ci până la momentul când aproape am ajuns la ridicarea acestui mecanism de cooperare și verificare, bun, ridicare, în sensul că de acum încolo monitorizarea va fi continuată sub mecanismul statului de drept, care privește de data aceasta pe toate statele Uniunii Europene și reperele sunt foarte asemănătoare, același tip de monitorizare. Și numai dacă ne-am uitat la acest mecanism și la rapoartele care s-au dat în fiecare an, la rapoartele de monitorizare, este evident faptul că toată legislația penală, inclusiv codul penal, a fost așa sub lupa Comisiei Europene și tot timpul a trebuit să răspundem unor cerințe acolo, inclusiv sunt rapoarte care privesc elemente de fond, de reglementare propriu-zise, nu numai termene sau aspecte de ordin formal.
În ceea ce privește jurisprudența, sunt mai multe, sigur, mai multe decizii de admitere, nu voi insista asupra lor, dar două ni se par nouă cu precădere relevante din perspectiva studiului nostru, acelea care au privit confiscarea extinsă, dumneavoastră le cunoașteți foarte bine pentru că lucrați cu ele, pentru că aici ce s-a întâmplat în aceste decizii foarte semnificativ? Asistăm practic la o nuanțare a interpretării pe care Curtea Constituțională a dat-o unei prezumții constituționale, care este o garanție a dreptului de proprietate, și anume prezumția dobândirii licite a averii. De fapt, provocarea asta s-a ivit încă în anul 2011, când a fost acea inițiativă de revizuire a Constituției promovată de președintele României la propunerea Guvernului. O discuție importantă a purtat atunci și sigur se reflectă în considerentele Curții Constituționale asupra acestei prezumții. Era a treia oară de când avem această Constituție, când se promova o inițiativă de revizuire care lovea în această prezumție și dorea să o înlăture. Iar motivarea era că, uite, nu putem să adoptăm reglementări care să permită o urmărire și o sancționare corespunzătoare, efectivă, a unor fapte care de data aceasta se raportau la cadrul Uniunii Europene. Iar în acea decizie, pentru prima dată, Curtea Constituțională, în decizia 799/2011, care a privit revizuirea Constituției de atunci, a explicat că această prezumție nu împiedică stabilirea caracterului licit al dobândirii averii, și pornim și de la această nuanțare care s-a făcut în acea motivare, ulterior știți că s-au adoptat aceste reglementări privind confiscarea extinsă. Era o altă decizie, de asemenea de notorietate, nu trebuie să intru pe aspecte legate de ce a hotărât curtea atunci, este aceea care a privit abuzul în serviciu. De ce e relevantă din perspectiva studiului nostru? Pentru că introduce acolo Curtea Constituțională, citează inclusiv un raport al Comisiei către Parlamentul European cu standarde de proporționalitate. Introduce acea judecată de proporționalitate în ceea ce privește stabilirea infracțiunilor și a pedepselor. Sigur că aici discuțiile și elementele care pot fi abordate sunt multe și complexe, pentru că, pe de o parte, avem chestiunea aceasta cu proporționalitatea, care în sine este dificil de realizat tot timpul, examenul ăsta de proporționalitate, inclusiv de către legiuitor, cu atât mai mult de către cineva care verifică ce a făcut legiuitorul. Pe urmă avem și ideea aceasta de instanță, iată o instanță constituțională care intră deja într-o zonă de politică penală, aducând argumente de politică penală la nivelul Uniunii Europene, pentru că acel document de fapt se referea la politicile Uniunii în materie penală și e transportat de Curtea Constituțională în considerentele deciziei sale în care face acest examen, și știți decizia aceea cu interpretativă referitoare la abuzul în serviciu și câte discuții și valuri a creat ea. În orice caz, da, dacă urmărim toată această jurisprudență, toate aceste decizii pe care, repet, noi le-am sintetizat pe elementele pe care le-am considerat relevante din perspectiva studiului, nu putem decât să ajungem la concluzia că chiar Curtea Constituțională a României, și nu numai ea, și alte instanțe, curți constituționale din Uniunea Europeană, au contribuit și contribuie în continuare consistent la uniformizarea dreptului penal. Aceasta punând așa cumva față în față și cu efortul legiuitorului în sens larg, dacă vorbim de cel național și cel al Uniunii Europene. Știți, în momentul în care România a deținut pe președinția Consiliului Uniunii Europene, în 2018 a fost o idee la nivelul Ministerului Justiției să lansăm o dezbatere în cadrul președinției, ca temă în cadrul președinției, referitoare la această evoluție a dreptului penal european. Iar statele atunci au fost de părere că trebuie mai încet cu adoptarea, să nu fim atât de rapizi în adoptarea altor acte de uniformizare, ci să le implementăm pe acestea mai bine, pe cel cadrul care exista la acel moment, să coroborăm instituțiile, tocmai ca să nu apară conflicte în acest
această privință. Deci, de aceea, iată, e important cum vine acest mecanism al controlului de constituționalitate dublat de efectele deciziilor Curții Constituționale și completează acțiunea legiuitorului, acțiunea politică, care uneori, sigur, depinde de perioadă. Eu am invocat o perioadă, ar fi interesant de văzut acum de lansat o dezbatere pe această temă, având în vedere pașii care s-au făcut de atunci semnificativ în ceea ce privește uniformizarea dreptului penal la nivelul Uniunii Europene și sigur că aici o discuție cea mai recentă vizează hotărârea ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în care s-au pus semnul, care ridică o altă chestiune legată și de efectele deciziilor curților constituționale în statele membre. Vă mulțumesc mult pentru atenția dumneavoastră. Prezentare și totodată pentru oficiile pe care le-ați făcut astfel încât să-i avem aici pe oaspeții din India. A fost și sperăm să se extindă colaborarea despre care vorbeați dumneavoastră și la nivelul asociației noastre de științe penale din România. Dați-mi voi în continuare să îl prezint pe următorul speaker. Este o onoare și o bucurie pentru mine, cu atât mai mult cu cât în urmă cu 27 de ani eram student în anul întâi la Academia de Poliție și domnul profesor Ion Craiovanu era profesor la Teoria Generală a Dreptului în anul de grație 1996. Domnia sa va prezenta comunicarea cu tema Ființa umană și dreptul în contemporaneitate. Pentru mai tinerii noștri colaboratori, domnia sa este președintele Asociației Române de Filosofie a Dreptului, membru al Academiei Europei și membru de onoare al Asociației noastre. Domnule profesor, iertați-mă o secundă, domnule profesor, nu vreau să fiu nepoliticos. Domnul profesor Ion Craiovan este președintele Asociației Române de Filosofie a Dreptului și singurul jurist român membru al Academiei Europei. Vă mulțumesc. Și un om de cultură și un mare gânditor. Mă iertați. Cu cât erogiile prietenilor sunt mai mari, cu atât mai dificilă devine sarcina vorbitorului. Mr. Former President, Mr. President, distinguished guest, as we try some a topic in Romanian and some concluding remarks in English. Dragi colegi, încerc așadar câteva cuvinte pe subiectul drept și ființă umană. La prima vedere pare un exercițiu cultural adiacent în aceste vremuri în care războaiele alternează cu situațiile pandemice. Intenția mea însă este cu totul alta, de a încerca să supun reflecției câteva idei referitoare la relația dintre drept și ființă umană în context contemporan. Este, după opinia mea și nu numai, o problemă cardinală, vitală și în termeni acționali. Rare sunt societățile, cum este cazul societății contemporane, în care există, cum spunea Basarab Nicolescu, o uimitoare contradicție între creșterea galopantă a cunoașterii și sărăcirea ființei umane. Asistăm, poate cu stupoare, de pe pozițiile culturii clasice, că astăzi ființa umană este schilodită. Este prezentată ca entitate pe piața muncii și chiar teze oficiale la cel mai înalt nivel afirmă cu tărie că învățământul trebuie să creeze competență pentru piața muncii. Fără îndoială, o dimensiune inerentă și vitală. Pe când Ioan Gură de Aur spunea că educatorul, învățătorul sculptează chipuri vii.
spre ce ne îndreptăm. Deci omul, entitate de piață, omul consumator, în care orizontul valoric este doar cel al bunurilor și al. Omul reificat, dacă vechii egipteni spuneau că Ra este zeul soarelui, acum, după expresia latină cunoscută, se vrea de către climatul tehnologic impunerea zeului res, zeul lucrurilor. Așadar, fără să fiu acuzat doar de termeni patetici, cine nu poate contesta că azi ființa umană este percepută ca număr de card, ca număr de telefon, ca anexă la calculator, ca privitor la televizor? Omul astăzi este o ființă într-o cultură a nimicului. Deschideți televizorul și vedeți violență generalizată. Și ne întrebăm astăzi de ce reacționează pe rețele tinerii când se întâmplă atacuri teroriste, că ei sunt încântați de violența în sine. Sunt lucruri pe care le știți. Și nu vreau să mai insist asupra lor. Ce trebuie să facă dreptul? Dreptul trebuie să facă un lucru simplu, dar foarte complex. Directus, linia directoare. Omul este pentru drept sau dreptul pentru om? Dreptul este pentru om. Și lucrurile sunt departe de a fi abstracte. Se pot furniza criterii care să păstreze acest directum dat de drept. Așadar, șansa dreptului este ca astăzi el să nu fie sufocat în propria sa normativitate și să-și ridice ființa în spațiu cultural și să vedem în fond ce este omul cu criterii precise. Da, omul este o ființă biologică și atunci dreptul trebuie să asigure un înalt standard, măcar decent standard de civilizație. Omul însă este și o ființă psihoafectivă și ca dreptul trebuie atunci să îi confere încredere în viața socială și să nu îl robotizeze, să-i lasă dreptul la visare, dreptul la plâns, la râs și așa mai departe. Dreptul este ființa umană plecând pe spirala complexității interne, sincronice, este o ființă socială și are nevoie de a fi împreună cu ceilalți. Este o ființă instituțională și instituțiile trebuie să fie pentru oameni profesioniste și cu dimensiune valorică. Nu să ne trateze ca niște entități oarecare. Omul este prin excelență o ființă culturală și eu zic aici, după modesta mea opinie și nu numai a mea, trebuie reconsiderată urgent relația dintre drept și cultură. La modul schematic, da, dreptul, instrument normativ, cultura o are ca și politica, morala, știința, religia, dreptul dă niște norme imperative, numele voinței, mă rog, majoritare, etc., etc. În realitate, dreptul este parte constitutivă a unei culturi. Nici o cultură nu poate exista fără norme imperative în jurul unor valori. Și atunci spiritul dreptului este spiritul unei culturi. Am avut șansa recent, cu 10 zile în urmă, să fiu în cadrul Academiei Europei la secțiile reunite, unde un distins profesor Neil Cohn prezenta o lucrare, Dreptul și literatura. Departe de a fi o simplă chestiune culturală, unde arăta că în area culturii, literatura, cum se știe, poate fi o resursă decisivă pentru jurist, pentru a concepe omul, pentru a cunoaște viața socială, pentru a da seama de sensul vieții, de a primi un mesaj, cunoașterea juridică, care este uneori dogmatică, normativistă, ce este dreptul, norme, omul dispare. Acolo s-a spus că literatura dă un sens major și mesaje către drept pentru cunoașterea juridică,
să-și părăsească stilul dogmatic, să fie flexibilă, să fie creativă, să fie afectivă și așa mai departe. Am avut și intervenția pe care am încercat pe marginea acestei comunicări, m-am radiat opinia ei că dreptul de exprimare, în primul rând, în sensul unei culturi și cultura pentru jurist nu este un concept de lux, este un concept de lucru. Pe această spirală diversă, ființa umană este raportată și la etnie și o anumită specificitate dată de rasă, de tradiție. Se încearcă astăzi estomparea, ștergerea. Nu acesta este sensul. S-a vorbit elogios despre minunata cultură a Africii, în termeni de culoare. Africa neagră, dar minunată prin înțelepciune. Sensul este, cum spunea un gânditor de-al nostru, Mircea Maiță, o singură civilizație, cea mai bună, dar mii de culturi, 10.000 de culturi. Așadar, sensul actual care trebuie să fie promovat și îndemn, nu este de ștergerea, că vezi, Doamne, nu e bine să fii român, trebuie să fii european, trebuie să fii un român cu rădăcini dacice, cu simbioză romanică, cu entitate a națiunii în toată istoria, dar care să-ți afirmi această fizionomie în prețuirea celorlalți. Iată câteva idei, fără îndoială că ființa umană și trebuie să valorifice astăzi pentru a lupta în drept și din perspectivă diacronică, istorică, toate tipurile, trebuie să existe o coaliție între tipurile umane pe care le-a cunoscut omenirea și fiecare vine cu înțelepciunea. Homo sapiens. Omul înțelept astăzi trebuie să aibă o inteligență planetară, că orice ființă este, cum spuneam, o ființă a unei națiuni și o ființă a Terei. Homo faber, omul construiește o unealtă, dar nu o unealtă care să-l domine. Homo simbolicum, nu putem fi fără limbaj, este foarte important, dar este singura șansă a rațiunii, raționalitatea comunicațională, să ne înțelegem asupra unul. Homo estimant, justiția, dreptul este pentru justiție, dar constatăm foarte bine că ea nu poate fi în afara demnității umane, în afara libertății și așa mai departe. Iată câteva gânduri care mă animă și reafirm în final paradigma aceasta umană a dreptului. Că dreptul, cum s-a spus, trebuie să ne apere împotriva delirului individual, împotriva delirului colectiv. Să apere ființa umană, demnitatea acesteia și dramul de justiție pentru toți și să dea șansa, așa cum proclamă, dreptului la fericire. Now some concluding remarks. I feel tried to plea around relationship between human being and law. Of course, it's a problem complex. We know law, it's a complexity hypostasis. Law, it's a product of culture. It's a product of legal thinking. It's a product of imperative system. It's a value, it's a theory, it's an entity of the future. But we have an integrative paradigm, a perennial paradigm, human being. Today, human being is a very difficult position. We must protect by law and under the sign of complexity and openness, because we know human is a biological being, it's a psychological, it's a cultural, it's an entity of the universe. It's a first step to understand the relationship between law and the universe. We depend all. For law, it must be a respect for a noun, for immensity, for transcendent. Law must be open all spirituality. Thank you. Domnule profesor, pentru
prezentare care are germenii unei prelegeri, așa, care să ne pună pe gânduri în legătură cu acea relație despre care vorbea dumneavoastră că ar trebui să se creeze între drept și cultură și, totodată, un îndemn pentru mai tinerii noștri colaboratori de a deveni totodată și oameni de cultură, nu doar oameni de drept, nu doar oamenii normelor, fiindcă foarte frumos a spus dumneavoastră acolo și repet acest lucru, cultura nu trebuie să fie un lux, ci un instrument de lucru pentru orice jurist care se respectă și care nu vrea să intre așa într-un carosel al aplicării oarbe a literii legii, uitând de spiritul acestea. Practic, toate lucrările din primul panel sunt epuizate. Domnul profesor Bădescu și domnul profesor Neagu nu sunt prezenți. Înainte de bine meritata pauză, v-aș ruga să-mi permiteți să spun și eu câteva cuvinte despre tema pe care am ales-o pentru această conferință, fiindcă va trebui să plec la mine la serviciu și nu aș vrea să nu lansez așa câteva teme de reflexie, mai ales pentru tinerii noștri colaboratori, că am înțeles că unii dintre ei sunt și absolvenți, cochetează cu avocatura, au interacțiune cu organele de urmărire penală și în continuarea celor prezentate de președintele Asociației Internaționale de Drept Penal, profesorul Vervele, care vorbea despre acel gap, acel decalaj între legislația europeană și legislația procesual penală națională. Gap-ul acesta este cel care, prin norme, cum bine puncta domnul profesor Craiovan, creează acele reguli pe care trebuie să le aplice și să le respecte actorii care înfăptuiesc actul de justiție. Normele acestea sunt și la baza tensiunilor care apar între acești actori. Fiindcă, așa cum menționa profesorul Vervele despre tensiunile care apar între actorii care înfăptuiesc justiția în Spania, în Franța, care dau precădere unor interese naționale în fața unor interese europene în ceea ce privește respectarea celor valori care stau la baza protejării prin mijloace de penal a unor relații sociale, apar aceste tensiuni care ele trebuie să fie armonizate, fiindcă altfel toate aceste tensiuni se răsfrâng asupra eficienței și calității înfăptuirii actului de justiție. În acest spirit se încadrează și tema pe care am ales-o eu, și anume unele reflecții asupra rolului organelor de cercetare penală ale Poliției Judiciare și Procurorului în cadrul procesului penal, fiindcă există astfel de interacțiuni între poliție și procuror pe parcursul realizării activității de urmărire penală. Și să știți că lucrurile nu sunt într-atât de bune pe cât ne-am dorit. Și fiecare reglementare, fiecare normă, poartă germenii unor viitoare tensiuni și posibile elemente care generează ineficiență în cadrul justiției penale. În urmă cu 20 de ani se producea o schimbare de paradigmă în ceea ce privește modalitatea în care se făcea investigația penală, și vă spun lucrul acesta și din perspectivă proprie, fiindcă la momentul respectiv aveam calitatea de organ de cercetare penală al Poliției Judiciare, când s-au deplasat competențele pe care le avea Poliția Judiciară către organele de parchet, schimbându-se regulile după care unele dintre infracțiuni intrau în urmărire proprie la nivelul parchetului și erau preluate de la poliție. La momentul respectiv s-a crezut că o astfel de abordare va genera efecte pozitive în sistem. Însă dacă aruncăm o privire asupra ultimului bilanț publicat de către Ministerul Public, ultimul raport de activitate al Procurorului General de pe lângă
al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, vedem că avem peste 1 milion de cauze nesoluționate anual. 1.100.000 din 1.769.000. Dintre acestea, vreo 505.000 sunt cu autori necunoscuți, adică organele de urmărire penală nici măcar nu știu cine este autorul și urmărirea penală se desfășoară numai cu privire la fapt, acea urmărire penală în IREM. Ceea ce înseamnă, așa cum enunța domnul profesor Craiovan mai devreme, că trebuie, cum bine menționa acea reconsiderație a relației drept-cultură, trebuie să fie reconsiderată mutatis mutandis și această relație între organele de cercetare penală ale poliției judiciare și procurori. De ce? Fiindcă dacă acum 20 de ani nu erau într-o anumită competiție și nimeni nu vroia să-i demonstreze celuilalt ceva și erau parteneri ai înfăptuirii actului de justiție, acum lucrurile arată, utilizând cele două instrumente prevăzute în codul de procedură penală, și anume acea conducere și supravegherea urmăririi penale de către procuror și instrumentul de sancțiune atunci când procurorul nu este mulțumit de activitatea organului de cercetare ale poliției judiciare, și anume amenda judiciară, aceste mecanisme nu funcționează astfel încât să nu mai avem cauze nesoluționate atât de multe, să nu mai avem atât de multe cauze rămase cu autor necunoscut. E, în acest spirit, in extenso, desigur, se va regăsi în paginile revistei de drept penal comunicarea noastră, astfel încât să se ajungă la o activitate de control nemijlocit a activității de urmărire penală a poliției judiciare de către procuror reală și efectivă. La începuturile carierei, pentru fiecare cauză, se dădeau note de sarcini de către procuror, ceea ce presupunea faptul că acel procuror cunoștea în detaliu cauza penală instrumentată. Se făceau analize săptămânale, astfel încât să nu mai avem, de pildă, aproape 200.000 de cauze cu autori necunoscuți care au o vechime de până la 6 luni. Să nu mai avem peste 100.000 de cauze cu autori necunoscuți mai vechi de 6 luni, până la un an. Și peste un an, 326.000 de cauze. Fiindcă soluția asta este. Acea coordonare, acea conducere și supraveghere trebuie să fie una efectivă. Nu doar să-i amendezi judiciar atunci când nu-ți convine. Și acum dau din casă, unii polițiști sunt amendați judiciar de către procuror, dar după aceea, același procuror îi cere pe stic referatul de terminare a urmăririi penale care să schimbe doar capătul și să facă rechizitoriu. Fiindcă e bine, mai ales în dezbaterile universitare, să discutăm despre lucrurile reale din sistem. Fiindcă altfel nu funcționează. Și atunci, unde este germenele problemei? Nu mai vorbim despre situația, de pildă, la începutul carierei, activitățile acestea, că vedeți că e o explozie în media din ultimele zile, activitățile de urmărire penală în ceea ce privește chestiunile de crimă organizată privind problematica drogurilor erau la poliție. De ce? Că sunt aproape 30.000 de polițiști care au aviz de cercetare penală, de urmărire penală prin ordin comun. Și sunt mai puțin de 2.000 de procurori. Deci raportul e undeva 1 la 13, 1 la 14. Nu au capacitate administrativă și funcțională să investigheze. Vedeți cazul de la Vama Veche. Furnizorii de droguri fuseseră clienții parchetului și se pronunțase soluția fabuloasă de renunțare la urmărire penală, fiindcă nimeni nu se mai dusese pe investigație în amonte să vadă că, de fapt, acel consumator era, de fapt, un dealer. Cel care le-a furnizat droguri în noaptea fatidică de la Vama Veche fusese în atenția structurilor de parchet în două rânduri, chiar în anul respectiv. Și se pronunțase soluția de renunțării la urmărirea penală. De ce? Că nu există capacitatea administrativă, că nu există o coordonare și un control nemijlocit al activității de urmărire penală, așa cum ar trebui să fie. În spiritul acesta,
am vrut să am această intervenție și să vă fac cunoscute unele lucruri pe care cu siguranță deja le percepeați din piața media care abundă de astfel de situații. Cam atât. Vă mulțumesc tare mult pentru răbdarea de a mă fi ascultat și pe mine, chiar dacă fac parte din cadrul altui panel. Mulțumim totodată celor care au dat consistență panelului de drept comparat de activități pluridisciplinare și conexe științelor penale. Cu aceasta anunț bine meritata pauză, că bănuiesc că între cele două paneluri există și o pauză. Mă face să intru într-o ușoară contradicție cu dumneavoastră. Din considerente de eficiență, eu vă propun să mergem fără pauză, ca să nu rămânem fără auditoriu. Stimate domnule profesor, eu vă mulțumesc pentru efortul dumneavoastră. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți în cadrul asociației noastre de științe penale și în calitate de vicepreședinte, dar și mai ales în calitate de redactor șef ajunt al acestei reviste, pentru că este corect să o spunem și drept, fără aportul dumneavoastră aceasta nu ar fi apărut. Și nu numai acum, ci de fiecare dată. Ca atare, eu vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru observația dumneavoastră, ascultându-l pe domnul profesor Ion Craiovan, vorbeam cu dumneavoastră că mi-amintea de profesorul Ion Tanovicianu și de, dacă vreți, această divergență de abordare în studiu și aplicarea dreptului dintre poziția sociologică și pluridisciplinară și ușor socială în studiu și aplicarea dreptului promovate de Tanovicianu și ulterior metoda tehnico-juridică de studiere a normativismului penal promovată de domnul Voros și încă dominantă în știința noastră a zilelor noastre. Da, și eu salut această abordare, însă este foarte greu. Noi, din punctul meu de vedere, nu o să-i nominalizez pentru a nu se supăra cei pe care nu-i voi nominaliza, dar noi nu avem la acest moment dat, domnul profesor Craiovan, mai mult de 5 specialiști în zona științelor penale care să fie și oameni de cultură. Și unul lângă mine. De mult mai mult de 5 în România. În particular, o să fiți zici pe ceilalți mari. E foarte greu. Pe de-o parte, asta necesită un studiu aprofundat și o aplecare spre cunoaștere perpetuă. Și pe de altă parte, datorită acestei inflații legislative de neimaginat acum 20-30 de ani și a numeroaselor intervenții și ale curții constituționale, dar și ale noastre curți de casație și justiție în ceea ce privește deciziile interpretative de arbitraj și de neconstituționalitate deopotrivă obligatorii, dar și de unificarea dreptului recursului în interesul legii și hotărârii prealabile, este din ce în ce mai greu de a ține pasul cu acestea, de a le cunoaște, de a le studia, de a avea în vedere nu doar dispozitivul acestora, ci și considerentele și practic noi avem acum în paralel încă o codificare generată de aceste decizii. Codurile ar trebui să se bucure de stabilitate, ori noi practic după nici 10 ani de aplicare avem mai multe modificări ale așa ziselor noi codificări decât au existat în epoca domnului Voros în perioada de aplicare de cei 35 de ani a codurilor anterioare. Plus că procedura, eu vreau să fiu realist, s-a complicat atât de mult din dorința de a asigura cât mai multe garanții și drepturi celor acuzați în detrimentul persoanei vătămate, dar și a activității organului judiciare, încât dacă n-ar fi etapa IREM a urmăririi penale, acestea ar fi puse într-o imposibilitate relativă de a administra într-un timp cât mai apropiat de data săvârșirii infracțiunii probațiunea penală și de a realiza implicit tragerea la răspundere penală a celor acuzați. Deci trăim aceste mutații. Noi, practic, avem două coduri.
îmi pare, unul dat de aceste instanțe și unul dat de legiuitor, care cu fiul cumva încearcă să ține pasul cu cele ce au dispus cele două instanțe. Și mai este o chestiune care, din păcate, nu o înțeleg, de ce decidem emoțional. S-au creat acum niște excepții prin cod, mă rog, sunt concursul oarecum întors pe finalizare, dar dau doar exemplu cu imposibilitatea dispunerii liberării condiționate în cazul uciderii din cod la anumite circunstanțe. E o aberație legislativă. Păi din orice poți să o dispui la omor. De ce să poți să dispui la orice din cupă? Deci, n-am văzut incongruențe mai mari. Și dacă tot ne dorim o justiție puternică și un stat de drept, haideți să dăm putere judecătorilor. Să decidă ei, care cunosc cel mai bine datele speciei respective cu prilejul soluționării cauzei, dacă în acea speță condamnatul cândva are vocație sau nu la liberare condiționată. Nu să stabilească legiuitorul a priori. Asta e o chestiune. A doua chestiune, ați văzut câte cauze apasă pe o mână de magistrați. Din fericire, peste 90% din acestea, în peste 90% din cazuri, se dispun soluții de neurmărire sau de netrimitere în judecată și asta e o chestiune bună, astfel încât sunt deduse judecății cam 7-8% din cauzele sesizate. Dar tot reprezintă mult și cred că cel puțin pentru infracțiunile mărunte ar trebui simplificate procedurile. Sunt prea stufoase. Sunt prea stufoase. În sfârșit. Am vrut să spun aceste lucruri din dorința ca dumneavoastră să reflectați asupra acestor idei, să nu fetișizați soluțiile legii române care de multe ori nu prea concordă cu realitatea sau răspund unor comandamente de moment, din interior sau de afară, sau din interese nu neapărat sociale. Ca și nevoie de a norma. Pentru că ce se întâmplă? Ei vin și aruncă o anumite dispoziții în monitorul oficial și noi suntem datori să stăm, să le interpretăm, să ne găsim o armonie între ele, deși ele sunt într-un dezacord profund și de aici dificultățile care se creează și la nivelul înaltei curs de casație și justiție. Trecând la următorul panel, vă mulțumesc frumos, domnule profesor, cel rezervat dreptului penal, eu vă cer găduința să-i dăm cuvântul colegei noastre, doamnă profesor Carmen Domocoș de la Universitatea din Oradea. Fac două precizări relative la domnia sa. Asociația Română de Științe Penale la acest moment are 4 filiale, Oradea, Timișoara, Târgu Mureș și Constanța. Filiala de la Oradea este condusă de către domnia sa, de doamna profesor Carmen Domocoș, magistrat de carieră și, din punctul meu de vedere, cel mai activ reprezentant al unei filiale al nostru și atât pe plan local, cât și pe plan național, dar și în relația cu IDP-ul. Și pentru asta țin ai mulțumit și încă o dată îi mulțumesc că și-a găsit timp să vină de acolo până aici. Vă aduc imediat un microfon și vă dau cuvântul. Domnia sa va prezenta noi modalități de comitere infracțiunii de evaziune fiscală, elemente de tipicitate obiectivă.